Și ajungem la momentul 1918. Și ajungem la momentul intrării Arhiepiscopiei Chișinăului în Patriarhia Română timp de 20 și ceva de ani. În anul 1917-18, când a început Revoluția Socialistă în Rusia, s-a propus acest principiu al eliberării popoarelor și Lenin a propus ca toate comunitățile care făcuseră parte din Imperiul Rus să se autoguverneze. Și în acel moment a avut loc la Chișinău o adunare a ierarhilor din teritoriul rămas între Prus și Nistru, rămas al nimănui în acel moment, deoarece s-a desființat în Imperiul Țarist, și au hotărât ce să facă. Mai întâi au spus, rămânem în comuniune cu Patriarhia Rusă. Dar, așa s-a luat hotărârea atunci, rămânem în comuniune cu Patriarhia Rusă, dar avem și noi următoarele cerințe. Începând din acest moment, toți arhierei trebuie să fie de origine moldoveană și limba de cult trebuie să fie obligatoriu limba română. După care, dându-și seama că Patriarhia Rusă se afla într-o situație foarte grea cu comuniștii, cu cei erau acolo care persecutau biserica, au zis, a fost o propunere în acel an chiar de independență, de autocefalie. Și acea dorință de autocefalie era ca un fel de răspuns, spun istoricii, la faptul că creindu-se acea Republică Socialistă Sovietică Ucraineană, acea republică voia să incorporeze și teritoriul Moldovei dintre Prut și Nistru. Și atunci au zis să ne proclamăm autocefalia bisericească ca să nu cădem sub dominația bisericii ucrainene. Dar a intervenit evenimentul sfârșitului războiului și făptuirii unirii României cu Transilvania și cu Basarabia, adică dându-și seama că România va fi între câștigătorii războiului și va beneficia de această întregire a teritoriilor tuturor celor care vorbesc românește, în 27 martie, cred, 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a hotărât să se unească cu Regatul României. Și atunci, bineînțeles, urmând canonul 27, cum v-am arătat mai înainte, Arhiepiscopia Chișinăului a hotărât să intre și ea în Patriarhia Română, pentru că nu avea ce face altceva. Și aici iată principiul și cum ar trebui să se procedeze și astăzi. Dacă există într-adevăr o dorință a oamenilor din Republica Moldova de a-și abandona propriul stat și a deveni o simplă provincie a României, da, asta e treaba lor. Pot să facă asta dacă vor. Că v-am zis, pământul e al lor, al dumneavoastră. Dacă aveți vreo dorință de a deveni români și de a intra în România, nu e o problemă asta, dar lăsați statul să facă ce a făcut Sfatul Țării din 1918, adică să facă unirea politică și după aceea trebuie discutată și ce se întâmplă cu biserica. Dar nu invers. Ce se întâmplă acum, Mitropolia Basarabiei întoarce lucrurile pe dos. Ajungem astfel la momentul în care, deși eu sincer să fiu, pe mine nu m-ar deranja și eu nu mă deranjez, pe mine nu mă deranjează deloc și nici pe dumneavoastră n-ar trebui să vă deranjeze, dacă tot aveți un stat, să aveți grijă de el și să-l păstrați așa cum este. Nu știu, eu mă simt atât de bine în țara dumneavoastră și nu mă deranjează deloc să vin dintr-o țară românească în altă țară în care se vorbește românește, în care oamenii au voie să guverneze cum vor. N-am nicio problemă cu asta și sunt convins că și pe dumneavoastră v-ar primi în România dacă aveți statul dumneavoastră. Nu văd care e problema. Nu văd eu personal de ce trebuie să ne unim acum, azi, mâine, poi mâine și să distrugem biserica pe parcurs.